A murit Doina Cornea, fosta desidentă a regimului comunist în vârstă de 89 de ani, a încetat din viață vineri dimineață în locuința din Cluj-Napoca. Leontin Iuhas, fiul Doinei Cernea, spune că mama sa a plecat așa cum a venit în luna mai. Într-o declarație transmisă pentru news.ro, fiul acesteia afirmă că toți cei care au iubit-o pe mama sa sunt bineveniți la funeralii, precizând că va fi o slujbă de înviere și nu o tribună politică. Doina Cornea s-a născut în 30 mai 1920 29 în Brașov. Ea a fost publicist, traducător și profesor. În perioada regimului comunist a difuzat numeroase texte și proteste prin Radio Europa Liberă, făcând astfel cunoscută opiniei publice internaționale adevărata situație din România. Doina Cornea a fost asistent universitar la Catedra de Limba Franceză a Facultății de Filologie a Universității babeș bolyai din Cluj. În 1983 ea a fost concediată de la universitate și supusă unor anchete, interogatorii și bătăi. Împreună cu fiul ei, Leontin Iuha s-a răspândit 160 de manifeste de solidaritate cu muncitorii din Brașov, care au protestat la 15 noiembrie 1987, ambii fiind arestați pentru 5 săptămâni în noiembrie-decembrie 1987. A fondat Forumul Democrat Antitotalitar din România ca o primă mișcare de unificare a opoziției democrate.